facem apelul, Buda, pe loc. Sofadolski pe loc. Novak pe loc, Dolință. Stimați colegi, avem 1, 2, 3, 6 la număr, este quorum. Putem începe? Stimați colegi, atenția dumneavoastră, este propusă o ordine de zi din 7 subiecte. Dacă sunt careva propuneri? Eu am o propunere să excludem proiectul numărul 1 din 5 ianuarie 2021. Am crezut că săptămâna asta o să fie domnul ministru, dar ieri a comunicat că mai este pe foaie de boală și nu poate să vină să prezinte proiectul. Deci propun să-l excludem, să-l examinăm data viitoare, dacă nu sunt alte obiecții. Nu sunt. Mersi mult. Mai sunt alte propuneri? Cine este pentru aprobarea ordinii de zi propusă cu excluderea punctului 1 din ordinii de zi și de fapt o să rămână 6 subiecte, rog să vă expuneți. Bolea, pentru. Sfadolski. Pentru. Novak. Pentru. Dolin Țala. Pentru. Nichifor Ciuchiugea. Pentru. Ulanov Denis. Pentru. Mulțumim. Ordinea de zi este aprobată. Stimați colegi, începem cu subiectul numărul 2 din ordinea de zi. Deci proiectul numărul 29 din 10 februarie 2021. Alături de noi se află colegul nostru Sergiu Sârbu. Este alt Sergiu Sârbu. Deci consultant în comisie de ceva timp. Domn Sârbu. Eu vă rog, poftim. Da, deci, bună ziua, se prezintă raportul la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, numărul 29, din 10.02.2021. Deci, Comisia Juridică Numai și Comunități, personal am examinat și am întocmit raportul în ceea ce privește legea cu privire la statut persoanelor cu funcții de demnitate publică, numărul 199 din 2010, la articolul 12, și legea numărul 39 din 1994, la articolul 3, cu privire la statutul deputatului în Parlament. Proiectul de lege este inițiativa legislativă a unui grup de deputați care propun modificarea actelor normative supramenționate pe segmentul incompatibilităților, unde, pe lângă activitatea didactică și științifică, să fie oferită și posibilitatea exercitării profesiunii de medic, în afara programului stabilit de la funcția de bază. Cam acesta este sensul proiectului de lege respectiv. Întrebări, stimați colegi? Nu, у нас нет автора. Кого-то из... Я бы просто задал вопрос, почему только медики, есть много профессий, достойных уважения, не менее значимых в обществе, чем врачи, которые можно было бы обсудить для совмещения. Поэтому, ну, поскольку вопрос нет автора, поэтому это так, вопрос просто для... Риторический. Да. Da, stimați colegi, apropo, chiar propune, noi suntem la raport, nu la aviz la acest subiect, la acest proiect, deci poate invităm autorii.
Întrebări, într-adevăr, sunt. Pentru data viitoare, da? Da, da, хорошее предложение, да, susțin. Da, într-adevăr, bine, în afară de profesiunea de medic, eu am văzut și în alte state, bună oară, era o perioadă în România când deputații, fiind în exercițiu poporului, aveau posibilitatea, acei care aveau și licență de avocat, să reprezinte cetățenii acordându-le asistență juridică în instanțele de judecată. Este una, astăzi, la moment, legislația permite să profesieze, da, persoane cu funcție de demnitate publică și deputații în Parlament să aibă activități didactice și științifice. Propunerea este una interesantă, referitor la profesiunea de medic. Da, într-adevăr, este o profesie nobilă. Haideți, dacă într-adevăr s-a decis, sunt unele întrebări față de autori, atunci transferăm pentru data viitoare și am să rugăm Alexandru, scrie, te rog, am să rugăm data viitoare să fie prezent și cineva din autorii proiectului ca să avem posibilitatea să dăm întrebări. Mersi. Următorul proiect, numărul 8, proiect de lege privind modificarea codului VAMAL, este o inițiativă a unui coleg de-a nostru, Dumitru Alaiba. Se propune atenție dumneavoastră proiectul numărul 8, inițiativa legislativă a unui deputat, și acest, prin acest proiect de lege se propune modificarea articolului 20 alineat 9 din codul fiscal prin excluderea interdicției, adică excluderea interdicției de a importa a părților și accesoriilor uzate pentru autovehicule. Nota informativă, autorul argumentează oportunitatea acestui proiect prin aceea că în Republica Moldova sunt înregistrate câteva mii de automobile care nu se mai produc și astfel piesele de schimb deseori pot fi găsite doar la mâna a doua sau la moment acestea sunt să recurgă la fie la piesele originale, fie să le procure pe piață prin care sunt introduse în țară prin contrabandă. Prin contrabandă și adică autorul menționează anume că impactul proiectului de lege va fi aceea că aceste piese, să spunem, uzate deja pot sunt încă de calitate bună și pot fi utilizate pentru aceste mijloace de transport. La acest proiect de lege aș vrea să menționez că Direcția Generală Juridică în avizul său a menționat că propunerea amendament similar a fost la proiectul de lege 476 pe 2020, politică bugetară pentru anul 2021 și guvernul nu a susținut acest amendament că impunerea prohibiției respective este determinată de necesitatea sporirii calității mijloacelor de transport, precum și creșterea siguranței traficului rutier. De asemenea, în raportul de expertiză anticorupție, Centrul Național Anticorupție menționează că proiectul dat, adică dacă se modifică și se exclude orice cerință de a importa, adică orice condiție, atunci este pasibil de unele elemente de coruptibilitate. Raport aviz încheiat. Întrebări, stimați colegi? Nu sunt? Trecem la procedura de vot? Stimați colegi, guvernul nu a susținut ideea care a fost vociferată de domnul Alaiba în proiectul politicii bugetare fiscale care a fost dezbătut la finele anului trecut. Domnului a venit fix cu aceeași idee inserată într-un nou proiect. Deci punem la vot
Cine este pentru a da un aviz pozitiv la proiectul numărul 8 din 20 ianuarie 2021? Proiectul de lege prin modificarea codului VAMAL, rog să vă expuneți. Bolea împotrivă, Suhadolski. Suhadolski Alexandru. Novak. Suhadolski împotrivă. Novak împotrivă. Dolin Sala. Împotrivă. Nichiforciuc Iugean. Împotrivă. Ulanov Denis. Împotrivă. Mersi. Nu s-a dat un aviz pozitiv la proiectul numărul 8. Următorul proiect este proiectul numărul 23 din 3 februarie 2021. Proiect de lege privind la impozitarea specială a serviciilor realizate în cadrul activităților atribuite la secțiunea 1 clasificatorul activităților din economia Republicii Moldova. Domnul Ulanov, dumneavoastră, nu vreți să-l prezentați? Sunteți unul din coautori? 23. Да, если можно через один вопрос, я сейчас подниму проект, чтобы он был перед глазами, вернемся к нему через один. Окей. Трещим ла форматору проект. Пана. Ну, там, да. Дональд. Ultimul proiect, proiect de lege pentru modificarea legii prin înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali. Deci legea are drept scop modificarea legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, prezentat cu titlul de inițiativă legislativă de către un grup de deputați. Deci prezentul proiect de lege a fost elaborat în vederea reglementării înregistrărilor modificărilor operate în actele de constituire și în datele înscrise în registrul de stat în cazul înstrăinării dobândirii părții sociale. Potrivit notei informative, proiectul este elaborat în situația în care au fost reclamate și constatate numeroase cazuri de eschivare de la efectuarea modificărilor în datele înscrise în registrul de stat în cazul înstrăinării dobândirii părții sociale a întreprinderii. Deci aceasta, în viziunea autorului, conduce la săvârșirea cazurilor de scrocherie, spălări de bani și falsificări de acte de către întreprinderi fantome. Astfel, autorii propun instituirea obligației ambelor părți, atât a înstrăinătorului, cât și a dobânditorului, privind înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire. Deci, în urma examinării proiectului, am constatat următoarele. Deci, având în vedere impactul proiectului asupra activității de întreprinzător, în conformitate cu articolul 3 alineatul 2 și 34 alineatul 4 din legea 100 cu privire la actele normative, se constată lipsa analizei impactului de reglementare și a expertizei grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător. Totodată, se constată caracterul confuz și impredictibil al normei expuse la alineatul 2 articolul 16 prim, cu care se propune fi modificată legea, din punct de vedere al subiectului care poate dispune revocarea administratorului. Deci, potrivit normei, în cazul în care înstrăinătorul deține cota majoritară în întreprindere, aceasta poate dispune revocarea administratorului, fapt consemnat într-un proces verbal. Vreau să menționez că aceste norme sunt deja reglementate în Codul Civil, la articolul 200, eliberare din funcție administratorului. Aceeași obiecție a fost expusă și de CNA în avizul său. Și mai mult ca atât, consider că norma respectivă nu ar trebui să facă obiectul de reglementare a legii cu privire la registrarea de stat a persoanelor juridice. Deci locul ei este în Codul Civil. Mm-hmm. Clar. Întrebări, stimați colegi? Nu sunt? Trecem la procedura de vot. Cine este împotrivă sau s-a abținut de a da un aviz pozitiv la proiectul numărul 315 din 10 iulie 2020? Rog să vă expuneți. Mersi mult. Cu 6 voturi pentru s-a dat un aviz pozitiv. Deja comisia raportoare va decide asupra raportului.
Nina. Următorul proiect este proiectul numărul 305 din 8 iulie 2020, inițiativa unui coleg. Proiect privind modificarea articolului 5 roman din legea numărul 273 pentru modificarea unor acte legislative. Proiectul de lege inițiativa unui deputat prevede extinderea cu un an a termenului de conformare a brokerilor de asigurare sau reasigurare la cerințele de capital stabilite prin legea 273-2018 pentru modificarea unor acte legislative. Conform prevederii proiectului propus, brokerii de asigurare urmează să suplinească capitalul social necesar desfășurării activității, după cum urmează 300.000 de lei în termen de 30 de luni și 400.000 de lei în termen de 36 de luni. Guvernul în avizul său menționează că o nouă reeșalonare a termenului de conformare inevitabilă ar genera un impact de inegalitate în raport cu participanții onești și ordonați ai pieței care au dispus eforturi adecvate pentru a se conforma literii și spiritul legii. Precizăm că din 40 de brokeri înregistrați, doar 3 nu au suplinit. În perioada când a fost avizat, doar 3. Având în vedere gradul de conformare la zi a brokerilor de asigurări, asigurări la cerințele de capital prevăzute de legislație, inițiativa legislativă se consideră inoportună de către guvern. Clar. Întrebări, stimați colegi? Trecem la procedura de vot. Cine este pentru a da un aviz pozitiv la proiectul 35 din 8 iulie 2020? Rog să vă expuneți. Bolea împotrivă. Suhadolski. Suhadolski. Împotrivă. Nova Grigore. Împotrivă. Dolin Țala. Împotrivă. Nichiforciuc Iugen. Împotrivă. Ulanov Denis, noi suntem la proiectul 305. Da, dar împotrivă. Mersi. Cu 6 voturi împotrivă, nu s-a avizat pozitiv proiectul 305. Următorul proiect de lege privind modificarea și completarea codului educației, numărul 22 din 3 februarie 2021. Inițiativa unui grup de deputați. Proiectul de lege propune modificarea articolului 9 alineat 3 referitor la modalitatea de finanțare a învățământului general, care conform proiectului se face după principiu banul urmează spațiul educațional fizic și elevul, conform căruia resurse locate pentru un spațiu educațional fizic specificat și pentru un elev sau copil se transferă la instituția de învățământ respectivă în care elevul învață. Conform notei informative, proiectul de lege a fost elaborat ca urmare adresării din partea populației din mediul rural, unde instituțiile de învățământ general sunt mici, gradul de școlarizare lasă de dorit. Școlile nu își pot întreține în baza banilor care vin per copil. Menționăm că proiectul de lege necesită avizul guvernului în conformitate cu articolul 58, având în vedere că mărește cheltuielile. Nu este încă avizul. Întrebări, stimați colegi. Proiectul, în principiu, este unul simplu, ideea este una interesantă. Да, хотел бы добавить, что буквально несколько слов. Проект на самом деле долго готовился, он простой по идее, но долго прорабатывался, собирались информационные справки, ноты с Министерства образования, различная аналитика, общение с людьми на местах, и в том числе из сферы образования, безусловно, разного уровня людей, работающих в этой системе, поэтому мы просим поддержки данного проекта, он реально... на улучшение. Ку кондиция визлы позитив о гуверной? Ну, медикат. Клар. Окей, а то не куним лавот. Стимас колледж не есть им потрива, сау сообщену, где дау на виз позитив ла проект номер 21, 3 февраря 2021, урок своей экспонции. Ку кондиция визлы позитив о гуверной? Unanim s-a avizat pozitiv, eu vă mulțumesc. Pe ultimul proiect, cum și am vorbit, proiectul numărul 23 din 3 februarie 2021. Domnul Lanov, sunteți gata? Da, eu budu foarte crat. Poftim.
У нас было несколько встреч с представителями ассоциации Хорика. И даже без этих встреч, скажем, ситуация абсолютно понятна, что происходит с этим сектором бизнеса, малого бизнеса, в том числе, безусловно, очень много людей занято в этом секторе, и пандемия за 17 марта у нас исполнится год нахождения в экстремальной ситуации для экономики и для людей. И неизвестно, что будет дальше, поэтому проект направлен на определенное облегчение налогообложения исключительно на период чрезвычайного положения, объявленного в соответствии с законом 212/2004. И речь идет об применении ставки 50% от стандартной ставки НДС для готовых продуктов питания, фактически которые готовятся на вынос, либо употребляются на месте в случаях, когда это возможно. Но мы помним больше период времени, Хорика работали и то даже не всегда на вынос. Поэтому мы в проекте так и предусмотрели продукты с немедленным потреблением, приготовленные, доставка и размещение в услуги по размещению в гостиницах, мотелях, виллах, бунгало, также на период чрезвычайной ситуации, когда страна закрыта, соответственно, учитывая и, кстати говоря, немаловажный фактор, который привел к этому проекту, также и чрезвычайное падение уровня заработных плат, включая сектор Хорика, учитывая отсутствие доходности. Поэтому один из способов уменьшения налогообложения в целях предоставления возможности владельцам и персоналу сохранить рабочие места и свой бизнес хотя бы в таком полузамороженном состоянии является смысл этого проекта. Clar. Спасибо. Domnul Cano. La acest proiect de lege prevede micșorarea cu în jumătate a TVA-ului, iar adică promovarea acestui proiect de lege va condiționa micșorarea acumulărilor de surse financiare la bugetul de stat și în acest caz este necesar, adică se aplică prevederile Constituției articolului 131 alineat 4, prin care micșorarea acumulărilor la buget trebuie să fie acceptate de către guvern. Prin urmare, promovarea acestui proiect de lege poate fi în condițiile avizului pozitiv al guvernului. Alte obiecții nu sunt. Clar. Mersi mult. Stimați colegi, întrebări? Nu sunt. Atunci trecem la procedura de vot. Stimați colegi, cine este împotrivă sau s-a abținut de a da un aviz pozitiv la proiectul numărul 23 din 3 februarie 2021, în condițiile avizului pozitiv a guvernului? Cine este, rog să vă expuneți, cine este împotrivă sau s-a abținut? Mersi, unanim cu 6 voturi. Da, mersi, colegi. Pentru din cei 6 prezenți. Stimați colegi, asta este tot ordine de zi. Bine, ultima perioadă este ordine de zi așa mai, nu așa de consistentă. Din cauza faptului că nu vin proiecte de la guvern care este cu atribuții limitate, restrânse. Noi o să ne vedem săptămâna viitoare. Avem o mică restanță. Dar despre ordine de zi o să fiți anunțați mai târziu și ziua și ora când vom avea ședință. Mersi mult și o zi bună tuturor!